Bună, micule explorator! Sunt Adriana Silvica Lester și vreau să știu dacă ești curios să afli despre lumea din jurul tău. În acest material vei găsi mai multe întrebări. Oprește video după fiecare întrebare. Gândește-te, caută explicații singur sau alături de colegi, apoi poți derula. De ce plantele au tulpinile rotunde? Acestea au tulpinile rotunde ca să reziste la vânt. Aerul alunecă pe suprafețele rotunde ale tulpinilor și nu le rupe atât de ușor. De ce un ou rezistă la greutatea păsării care îl clocește? Din cauza formei aproape sferice și pentru că în interior există o membrană subțire care protejează coaja oului și o face mai rezistentă. De ce râurile curg de la munte către voi? Din cauza gravitației și apa este atrasă către centrul Pământului de sus în jos. De ce o pană este goală pe dinăuntru și formează o suprafață din firișoare subțiri care se prind între ele? Să știți că pentru a zbura, o pasăre trebuie să cântărească cât mai puțin, iar aripile formate din pene să aibă o suprafață cât mai mare. De ce iahturile au pânze? Desigur, să poată fi împinsă de vânt, dar știți de unde vine vântul? Vântul este un aer care se mișcă dintr-un loc în altul. Sursa vântului este soarele. Când soarele strălucește, acesta nu încălzește pământul în mod egal. Unele zone primesc mai multă, altele mai puțină căldură. Când aerul se încălzește, se ridică și este înlocuit de aer mai puțin cald. Această mișcare a aerului se numește vânt. De ce se face vânt când trece o mașină în viteză pe lângă tine? Deoarece mașina se mișcă repede într-un spațiu umplut cu aer, aerul dinspre tine va încerca să se deplaseze spre locul în care s-a aflat mașina care se află în viteză. Pentru a înțelege mai bine, vă propun un experiment. Puteți folosi apă în locul aerului. Într-un vas cu apă puneți bucățele mici de hârtie, făină sau altceva care să plutească pe suprafața apei. Cu ajutorul lor veți vedea mișcările apei. Luați un pai sau un alt obiect în locul mașinii și îl treceți repede prin vas. Ați văzut cum se mișcă lichidul? La fel se întâmplă și cu aerul. De ce apa este udă? Voi știți că apa se găsește în stare lichidă, solidă și gazoasă. Când apa este în stare lichidă, ne lasă impresia că este udă. Desigur, creierul nostru spune asta atunci când atingem un ochi de apă. Apa în stare lichidă are la suprafața ei o peliculă, un înveliș, atât de puternic că insectele pot merge pe el. Datorită acestui înveliș, noi simțim că apa rămâne pe mâinile și pe hainele noastre și avem senzația de ud. Oare de ce apa mării este sărată?
Desigur v-ați întrebat de unde provine sarea din mare. Oare de pe fundul mării, de pe fundul oceanelor? Să știți că apa unor râuri și fluvii este și ea sărată, dar mult mai puțin în comparație cu cea din mare sau ocean. Dar și pentru faptul că se adaugă sarea din pământul de pe fundul oceanelor. Există zone din oceane unde apa este foarte sărată, deoarece, spun oamenii de știință, apa pătrunde în scoarța pământului și se înfierbântă foarte tare. Drept urmare, concentrația de sare devine tot mai mare. Topirea ghețarilor în timp va afecta concentrația de sare din apa oceanelor și mărilor. Oare ce se va întâmpla cu vietățile marine? Spune, ce alte curiozități mai ai? Privește în jurul tău și spune. La revedere!